Întrebări? Nu prea repede, stați să ne concentrăm puțin. Până atunci, ce mai reamintesc programul, pentru cei care ați venit mai târziu, programul de aici încolo, al bisericii, al serilor publicești, organizate de parohia și așa mai departe, cum spuneam, duminica viitoare, la ora 18, va fi mijlocul nostru pentru a doua oară, Părintele Protoiereu Gheorghe Corțea, de la Brad Zărnești, din Boiești de Jos, județul Brașov, care, în contextul anului centenar, va vorbi despre coloana catedrală a Domnului Iubinesc astăzi. Vă reamintesc să vedeați că sunt în 9 săptămâni, dimineața la Sfânta Liturghie și mai ales în comas la orele 16, vom avea mijlocul nostru, cenarul Lumină Lină, condus de Părintele Cătălin Dumitrean de la Sibiu, în cadrul căruia, intitulat sugestiv Cântec de Redeșteptare și Reîntrecire a României, în contextul în cadrul căruia, Părintele Doru Gheașa de la Alba Iulia va susține un concert recital, un spectacol extraordinar, dumnealui fiind cel care a compus mai multe cântece patriotice, între care foarte ardeal, noi suntem români. Deci va fi un concert românesc, patriotic, prilejuit de anul centenar, duminica dimineața la Sfânta Liturghie, dumnealui vor da răspunsul de la stradă, Cartea Sfântei Liturghii, deci peste 2 săptămâni, duminică 4 noiembrie, iar la orele 16 va fi acest spectacol, acest concert. Repet, l-am pus la orele 16, la rugămințele dumnealor, fiindcă la 18, când se încheie spectacolul, nu vor să plece să se întoarcă acasă și au ceva drum până la Sibiu. Mulți dintre ei lucrează și lumea trebuie să fie la serviciu la datorie. Duminică 18 noiembrie vom avea o altă seară duhovnicească deosebită cu Părintele Profesor Universitatea Dr. Vasile Gordon, slujitor la Biserica Sfântului Ilie Gorgat aici în București, profesor de omilenic aici la Facultatea de Teologie din București și la Facultatea de Teologie din Cluj, care va vorbi despre Părintele Constantin Galeriu, pe Ulea Cuțeala. Vă spuneam că Părintele Galeriu, la 21 noiembrie, va primi 100 de ani de la nașterea sa cea pământească și temelnică, iar pe 10 august am primit anul acesta 15 ani de la nașterea sa cea cerească și veșnică, fiindcă s-a săvârșit pentru cele veșnice la data de 10 august 2003. Vă așteptăm la toate aceste evenimente, la toate aceste momente, căci așa ne găsim rostul și noi, sau folosul, sau motivația pentru care noi organizăm aceste întâlniri și seri duhovnicești, care, cum spuneam, se fac cu implicare, cu nevoință, cu trudă din partea tuturora și a oaspeților, a invitaților și a organizatorilor sau gazdelor, adică a bisericii sau parohiei și a de aici din București. Sunt convins că aveți adresat întrebări Domnului Dr. Pavel Chirilă, de care am uitat să vă spun că este cel care lumea, după Revoluția din 90, din 89, deci în anii 90, a întemeiat în România primul spital creștin, în România Spitalul Cristian, la care, între alții, s-au tratat mari personalități ale vieții noastre culturale și bisericești, între care Petre Țuțea, Părintele Profesor Dumitru Stăniloae și așa mai departe. Acum, Domnul Dr. Pavel Chirilă se ocupă de hospisul Sfânta Irina de la Bogotar, de Centrul Medical Naturalia și pune pe picioare, deja este în curs de finalizare, clinica de la Mănăstirea Nera de județul Caraș-Severin. Întrebări. Poftiți. Vă dau un microfon ca să vă auziți. Ar fi bine
lumei noastre creștine ortodoxe. Deci, despre celelalte practici, de exemplu, yoga, reiki, ați pomenit mai devreme. Nu sunt, sunt total, pentru că ar însemna și frica de legele altfel, cea pe care ne-o asumăm. Dar, în esență, acupunctura, pentru că este un subiect controversat și unii apelează. Mulțumim! Nu este specialitatea mea asta, dar asta este cultura medicală, în general, al unui medic, să înțeleg. Nu m-a preocupat și cred că am înțeles principiul. Suprafața corpului, de momentul, având zone alternative, sensibile, mai puțin sensibile, care trezesc electricitate, care trezesc dar asta au fost oameni în contează ce religia. Aplicarea lor la acestor zone determină efecte în partea viscerală a corpului, în organele interne. Și asta nu are legătură cu absolut nicio religie. Apeși sau nu apeși pe punctul din furculița sternală, trebuie să dea astfel și se oprește. Poate să se oprească cu biofilină, care poate genă, poate să se oprească cu alt remediu, poate să se oprească cu un remediu fitoterapic, poate să se oprească cu un amidisnar, adică o plantă, dar poate să se oprească și cu înțeparea punctului din furculița sternală. Nu contează că ești ortodox, că ești budist, că ești ateu, că ești... Așa lucrează punctul acesta. Încât din punctul meu de vedere al acestei metode de tratament, exclusiv al acestei metode, nu e niciun păcat că o folosești. Dacă chinezul încearcă să-ți inducă budismul lui sau religia lui, sau să încearcă să spiritualizeze prin conceptul religios propriu această tehnică, ia ceva de greșat. Nu. Sunt niște exagerări. Homeopatia, mai mult decât acupunctura, a trecut prin criticile acestea ale unor monahi. Dar nu înseamnă că au avut și dreptate monahi, să nu credem în monahi. Da. Am avut conferințe și discuții pe tema asta foarte bun. De exemplu, au spus unii monahi, din zilele noastre, că asupra medicamentelor homeopatice se fac greși. Dar la mine, la Naturalia, Părintele le sfințește foarte des. S-au spus că medicamentele... Dar nu face nimeni greși, le sfințește. Da, sigur, da. Deci astea sunt afirmații, nu sunt dovezi. S-a spus, de exemplu, că homeopatia nu-i bună pentru că Hahnemann, cât a stat 2 ani la Sibiu, la Contele Brugental, l-a primit în loja masonică de Sibiu. Dar dacă, să zicem, iau un exemplu așa, directorul fabricii de medicină, așa mason, ați face medicină sau n-ați face? Cred că ați face la nu are nicio legătură molecula de medicină masoneria lor. Astfel, discuții se duc de mai multe vreme. O parte din ele este un autor neamț, de exemplu, Pfeiffer, care a luat la rând toate metodele medicinei alternative și toate textele au fost îndreptate spre creștini, cu argumente, chipul educomicești, spirituale, etc., ca să nu facă acele metode. Deci era o altă cale de a demonta. Da. Cam așa trebuie văzute lucrurile. Antropologia biblică nu specifică nicăieri că punctul din furculița sternală e făcut ca să vrea să fie la zon și numai pentru budiști sau numai pentru creștini și că e păcat. Înțeleg? Care am eu o
vedere îngustă a celor care le iată. Știu că ați publicat, ați citat o carte, Medicina Bibliei, și pe toate conexiunile scripturistice aflate în Biblie versus medicină. Aici, de exemplu, sunt vreo 10 pagini în care toate metodele de tratament sunt trecute prin filtrul dogmei și moralii creștine. Aia da, aia nu, aia da, nu, aici e o îndoială, aici nu este, și așa mai departe. Mare parte a cărților publicate de domnul doctor, le găsiți accesând site-ul Editurii Cristiane sau librăriile Sofia sau unde au unde are Editura Cristiană multe de desfacere sau de dificultate. Chiar și dacă nu suntem avanți, judecăm pe un bun simț al lucrurilor. Dacă eu, că tot am exemplu, dacă eu mă sufoc acum în lume și iau un act și țin milimetric aici și de ce exact, cu ce l-am supărat pe Hristos sau copilul meu, nu-mi așa, dacă ar combate acum un pământ, e păcat, a spus că ajunge în iată. Deci, la una din mănăstirile noastre din România, au pus la intrarea în mănăstire, s-a dus o mănică, un copil de 4 luni să-l împărtășească. Și preotul a întrebat la altar, i-a intrat granile cu meu parte? Da, i-a dat că a fost recetă de ori, nu-l împărtășească. Mergeam. Cum vi se pare? Sunt tot felul de excese, de confuzii, de exagerări. Probabil venit dintr-o țară, mă iertați, necreștină. Probabil, poate pentru asta s-au făcut speculații asupra metodei. Să n-ar fi tocmai... Vă mulțumesc! Poftiți! Veniți mai aproape ca să vă dau și microfon. Din câte știu eu, omul este o viață spirituală și trupească. Corpul spiritual a fost realizat de Dumnezeu înainte de corpul trupesc. Deci noi trăim în două corpuri. În două corpuri, corpul spiritual și cel trupesc. Oare ați prejudecat corpul? Viața corpului spiritual nu influențează viața corpului trupesc? Nu prea am înțeles. Atunci dați microfon, vorbiți fără microfon. Așa, e mai bine. Deci omul este compus din corpul spiritual și cel trupesc. Corpul spiritual, viața corpului spiritual influențează și viața corpului trupesc. Deci rezultatul vieții corpului spiritual se relevează în bolile care sunt transmise corpului trupesc. Eu așa cred eu. Da. Și boala spirituală. Deci, o viață spirituală slabă influențează și viața corpului trupesc. Pentru că corpul trupesc nu mai primește energia spirituală, care se activeze în toate organele lui. Am înțeles ce vreți să spuneți. Aici mai sunt de folos medicamente. Parțial de la o realitate. Și vă și explic de ce parțial. Există o carte scrisă de Claude Lachey. Claude Lachey? Claude Lachey. Se cheamă Teologia Bolii. Ce cașe? Lachey. Lachey. De la realitate e tân. În această carte găsiți la un mic departament, 8 cauze pentru care Sfinții cei mai mari sunt bolnavi. Toate așa se cheamă. Sfinți, nu pot zic, Sfințenia lui lor n-a putut fi contestată. Și totuși erau foarte bolnavi. Deci, lucrurile nu s-a găsit. Și autorul explică de ce acești Sfinți sunt foarte bolnavi. Pentru că ei își asumă o parte din durerile și păcatele cetății. Pentru că ei trebuie să dovedească concetățenilor lor, ca un adevărat sfânt, că în ciuda faptului că suferă atât de mult, nu gândesc și nu-L contestă pe Dumnezeu. Pentru că ei trebuie să fie tot timpul o încurajare pentru ceilalți. Pentru că ei, în felul acesta, dovedesc că nu iubesc pe Dumnezeu pentru un avantaj biologic, fizic sau așa,
ci pentru că îl iubesc cu adevărat, indiferent că mor, trăiesc, dau piciorul, dau fără loc și așa mai departe. Deci relația aceasta dintre corp și suflet, eu aș prefera, ca și eu și dumneavoastră, să folosim această expresie a dihotomiei persoanei umane, trup și suflet. Așa apare în Biblie peste tot. Într-un singur loc apare cuvântul Spirit, cu referire tot antropologică. Nu știu dacă putem spune că există un corp spiritual. Aceasta este o gândire luată de la ăsta, de la Veleda, de antropozofie. Steinhardt. De la Steinhardt. El folosește de noțiunea de corp fizic, corp eteric și corp spiritual. Între corpul spiritual și corpul fizic este corpul eteric. Păi, ce suflet să-mi mai zic corpul? Să-i zic suflet atunci. Da, pentru un ortodox se folosește cuvântul suflet. Trup și suflet. Și dacă e să facem o interpretare patogenică, adică modul cum se nasc bolile noi, atunci cea mai bine mergem la un teolog rus, mai rău că îmi scapă numele acum, care a spus așa, deoarece la cădere trupul nu a vrut să asculte de suflet, după cădere sufletul a refuză să asculte de Dumnezeu. Și aici se înscriu toate bolile din omenire. În asta a constat, de fapt, marea cădere. Zorile, ca să zic așa. Nu putem pune nici acum mâna pe o plantă care
dar care să prelungească viața monahului din cancer, au început să apară, care să-i dea o calitate a vieții mai bună, au început să apară, care să anuleze o parte din efectele secundare ale celostaticilor, au început să apară. Încât sperăm să se întâmple lucrul acesta. Există un medicament japonez, se cheamă Biogra, care vine și în România, și care crește puternic numărul de limfocite T. Exact limfocitele acelea care luptă cu tumor, cu celulele maligne. Mai există un remediu care vine din Anglia, de un an, care se cheamă Salvestrol, care are efecte citostatice. Mediul vegetal, făcut din niște enzime salvestronice, extrase super, super concentrate din fructele de pădure. Mai există și câteva leacuri românești care se folosesc. Mai există o plantă extrasă din ciuperca de mesteacă numită Inonotus publicus, din Siberia. O plantă cei mai în vârstă, și mai mult sigur, de Alexandru Solzhenitsyn, dizidentul sovietic, care a fost 25 de ani în dată, pentru că a vorbit împotriva comunismului, și acolo, în Siberia, a fost țărat, când a avut el cancer de colon, i-a spus să mănânce ciuperca asta de pe mestece, care sunt mulți acum. El s-a vindecat, după aceea a fost expulzat, America, unde a mai trăit 20 și ceva de ani și când au căzut comunismul, s-a reîntors în Rusia. Pe parcurs s-a oprit în satul în care a început Revoluția franceză, să țină o conferință. A mai reușit să-i sufere pe unde și pe acolo, nu erau comuni, erau altceva. Așa. Și a mai trăit încă în Rusia când s-a repatriat, a mai la 80 n-am uit de cancer. Acest medicament numit Chaga, gândirea comercială. Chaga. C-H-A-G-A. Se găsește și se folosește la bolnavii cu cancer. Remedii populare, așa să spun, folclorul medical, încă neverificați în tine, există încă mai multe. Da. Pot să vă mai pun o întrebare legat de cancer. Nu sunt sigur, această boală a apărut recent sau există și un evomediu în antichitate? Și recent un antichitate. Da. Mai tare puțin. Mă întreabă dacă a apărut boala acum sau e vechi. Și modul în care un om trăiește afectează apariția cancerului? Create preimigele de sfătării, nu-i? Foarte mult, foarte mult. Deci o viață nesănătoasă predispune la apariția cancerului mai rapid. Cancerul are un minim mare, deci e important. Cancerul nu prea poate fi tratat eficient, dar poate fi prevenit foarte bine, foarte bine. În ce mod? De exemplu, abuzul de zahăr de cancer. La ora actuală se consumă pe planetă 155 de kilograme de zahăr pe an, pe cap de locuitor. Zahărul distruge flora saprofită a colonului. Zahărul ridică nivelul de estrogen în sânge la femeie, o dezechilibrează față de progesteron și apar cancer în sfera genitală. Pentru că distruge flora saprofită apărătoare a corpului, apar cancere de colon, la mari mâncători de zahăr. Și pe lângă alte necazuri care trezau cu diabet, scăderea imunității, dar e unul din alimentele criminale de pe fața Pământului. Mai mult de un sfert, poate este, vreți să spuneți ceva? Da, vreau să vă întreb de ce mierea, albinele, se prăvesc cu zahăr, da? Deci, este apicultorii pun zahăr. Deci, acest zahăr, care este într-o cantitate destul de mare. Am înțeles că zahăr pun, deci în afară de faptul că albinele merg libere, da. Da,
li se pune și acel, acea cantitate de zahăr. Deci, e anormal. Deci nu este normal așa ceva, nu? Eu așa am auzit, că hrănesc cu zahăr albina, iarna special. Deci întreb, acest zahăr este transformat? Din miere, poate. Este transformat în interiorul stupului și îi dispare acest efect negativ sau nu reușesc să înțeleg lucrul ăsta. Da, mulțumesc. Zahărul în stup pun doar transificator. Okay. E total interzis, e și ilegal, este și imoral, imoral. Iar mine naturală. Să rețineți două aspecte. Unul, că zahărul ăsta este foarte puțină, e cam 3%. Deci, nu comparăm zahărul alb din farfurie, unde este 100% zahărul ăsta, cu 2-3% zahărul ăsta în miere. În al doilea rând, zahărul ăsta, fiind un aliment rafinat și luat el singur în corpul copilului sau al adultului, are un efect devastator. Zahărul ăsta din miere, fiind în contextul altor mii de principii active din natură, nu are efecte secundare. De-aia nici plantele nu au efecte secundare. Dacă noi izolăm atropina din beladonă, din mătrătură, cu 20 de fiori de atropina, putem omori un om. Dar dacă luăm un fruct de beladonă, îi trebuie câteva zeci de kilograme ca să ajungă la doza mortală. Din cauza că în plantă sunt alte tipuri de produse care tamponează efectele negative principalului produs. Ați pomenit de zahăr, vă parlați de zahăr, ce alimente mai sunt dăunătoare? Salamă. Salamă. Dumnezeu. De ce? Primul cancer experimental din lume a fost obținut de șobolan, dându-i dimetilnitrozamin, o substanță chimică. Îi dai șobolanul astăzi nitrozamină și peste două săptămâni poți să-l sacrifici, să cercetezi pe el, pentru că are cancer la ficat sigur. De unde se naște această nitrozamină? Odată din cele 28 de milioane de tone de azotat care se toarnă în Europa în fiecare an, e nucleul nitro, e același, derivă din nitrații din îngrășământ. Și în al doilea rând, din meselul, unde până acum vreo 5 ani, directiva europeană spunea că trebuie puse 150 de miligrame de nitrați în kilogramul de salam, care îi dă culoarea roșie și îi conservă pentru mai multe luni, ca să stea în galantar acolo dacă se vină. Acum 5 ani, directiva europeană a spus puteți pune și 300 de miligrame de ok. Și atunci fabricații au mărit, bineînțeles că se păstrează mai mult în galantar. În stomac, la un pH acid de 1,8, cum are stomacul, în combinație cu carnea, nitrații aceștia nasc dimetilnitrozamina asta, care e cancerigen. De-aia, salamul. Am pacienți care o doamnă a fost directoare la o fabrică de salam aici. Patru, e cam obligat. Dimineața salam, la prânz salam, seara salam. Aveau la discreție și ea a avut cancer de colon. Această relație dintre dimetilnitrozamină și cancer a fost descoperită de Colin Campbell, un nutriționist american, în 1970. Dar din 1970 și până acum, știți care e rezultatul? România consumă cu 23% mai mult salam decât media europeană. Da. Poftiți eu. Vreau să vă spun ce părere de teoria doctorului Hamon vis-a-vis de medicina alternativă. Știm că teoria doctorului Hamon are la bază emoția. Și emoția care se transmite normal și transmite cu colega noastră. Teoria lui Hamer este adevărată. Mai precis, ca să fim mai precis,
emoția este cauza. Dar petrețuța care a fost internat la noi, cea de ea, lucrase luni până a murit, l-a întrebat o dată un student, domnul Mocioțea, care e cauza acestui fenomen? Și el a spus, m-aș fi așteptat să mă întreb care e cauza cauza. Mai există o cauză la această emoție, pe care Hammer a menit-o ca fiind conflictul de separare cu nerezolvat. Ce înseamnă nerezolvat? Acel conflict de separare la care în urma lui rămâne un resentiment sau o ură a unei persoane față de altă. Asta este esența teoriei lui Hammer. Când el avea 40 ceva de ani, băiatul lui a avut sau n-a avut un conflict cu un tânăr în Italia și ăla l-a împușcat mortal. El, Hammer, s-a născut teoria lui, care e genială și n-a observat-o nimeni de-a lungul atâtor ani. El a avut un cancer testicular și soția lui un cancer de sân după tragedia. Adică, de ce? Pentru că ei îl urau pe criminal. În momentul când Hammer a ajuns la concluzia și a reușit să nu mai urască, el s-a vindecat și a murit la 84 de ani. N-a murit de cancer. De aici ai apărut în teoria pe care timp de aproape 40 de ani a dezvoltat-o, el fiind medic șef de secție de oncologie la Freiburg, și a lansat un nume, din păcate, a fost condamnat de un tribunal german pentru că a sfătuit bolnavi de cancer să nu mai facă cenostatice. Și aici i-a supărat atât de tare că i-au spus așa, dacă stai în Germania, faci 3 ani în visoare. Dacă ieși în afara Uniunii Europene, cu suspendare. Ceva cam ca la Dejo, așa cum la Paude. Cu domiciliu forțat. Am murit acum 2 ani. Merge să studiați teoria că există conflicte de separare între persoane, între soț și soție, între soț și socri, între soț și părinți, între soț și copii, între o persoană și șef, între mic și iubită, între o persoană și locurile natale, între o persoană și partea natală, și job și biserică. El a scris, a menționat conflictul de separare dintre om și Dumnezeu, dintre om și preot, și om și biserică. Nu a studiat însă foarte mult această temă, probabil cu profesorilor noi în clinica NERA, și 10 mai și în clinicale la NERA sunt licențiate în psihologie și vom putea lămuri mai bine conflictul de separare între bolnav și biserică și Dumnezeu și preot. El s-a mers cu analize profunde. A constatat, de exemplu, că un cancer avut la femeie la sine drept reflectă un conflict de separare cu soțul. La sine stâng, un conflict de separare nerezolvat cu copiii. Am avut odată soț-soție în cabinet, era mai în vârstă așa, doamna cu cancer la sine drept. Și ea a insistat foarte mult, așa, să-i spun cauza cancerului ei. Și a spus, Doamne, nu se știe. Sunt omuri întregi de mii de pagini care s-au scris despre cauzele cancerului și nu s-a putut lămuri problema asta. Și ea zice, eu cred că voi știți doctorii, dar nu prima care să-mi spui.
Și a insistat atât de mult și mi-a spus așa, voilà. Cum mi-a fost un doctor neamț care are părerea asta, nu trebuie să o iei chiar 100% așa de bună. Un cancer la sânii drept, dar avea o legătură cu un conflict cu soțul. Și ea s-a întors pe soțul ei și i-a spus, două viață îți spun că ai să mă faci cu mântul meu. Și ce-a zis, ce interesant care pot să vă consulte. Unde vă pot găsi? Nu mai la Naturalia, dar în oraș. Acolo la facultate. În ce stare vă aflați? Unde? Nu s-a înțeles. La Naturalia. Da, la Naturalia. În seriu. Voluntari. În ce stadiu vă mai aflați acum cu realizarea clinicilea? E un proiect care s-a ridicat până în momentul de față cu enorm de multe clinici. De asta vă știu trebuie. Da, sunt, sau și de asta? Da, sunt, cum să spun, instructive cumva pentru oameni, pentru doctori care mai pot să facă și ei ceva. A costat mult, am accesat fonduri europene, am accesat și niște fonduri guvernamentale românești, din fericire, aici n-am avut piedici mari. Am avut piedici mari, însă, din partea presei, dar nu la modul general presa. Presa și biserica care ziarist, care și e bine să avem cu toții vigilența asta, că ziariștii nu sunt simpli ziariști. O parte din ei sunt ca serviți cuiva, măcar ideologic așa sau moral, nu spun ca altfel, și fac jocurile cuiva. Și atunci s-au servit cuiva, să împiedice ridicarea clinicii. Au scris la guvern, minciuni au fost demontate, iar minciuni au fost demontate și când n-au mai avut ce să scrie, au scris guvernului să nu finanțeze clinica Nera, că dacă se duce doctorul Chirila acolo, doctorii cu care se va duce nu vor face altceva decât să se roage pentru bolnavi. Nu stimuleze o astfel de guvernul, nu trebuie să dea bani pentru minciuni. Așa să fie asemenea. Da. Acum se construiesc saloanele, adică ultimul tronson, care cred că în 5-6 luni maxim sunt gata. Și sperăm să deschidem. Știu că ați inaugurat ceva, ați dat drumul ceva, parcă anul trecut. Nu, am avut un simpoziu mai mare acolo, că era corpul principal gata, așa că era un amfiteatru mare de frumos acolo, care l-a creat cu început pentru training-uri, pentru conferințe și pentru bolnavi, pentru că noi mergem pe principiu care l-am învățat din altă parte și din propria experiență. Dacă întreb 100 de bolnavi cu cancer care e la mine în cabinet, ce este cancerul, niciunul nu știe. Dar niciunul, măcar nu să dea o definiție aproximativă. Ori și psihologia lui Hammer și alții ne învață că dacă bolnavul știe ce este boala lui, e ca și cum ai demasca un inamic. Dispar o serie de anxietăți, de fobii, e mult mai stăpân pe el, moralul e mult mai ridicat și noi vom explica bolnavii în colectiv acolo, cu 45 de bolnavi în serie de recuperare. În felul ăsta și învățăm să lupte cu boala lui. Fără această lupte nu învinge. Înving această boală numai cei care știu să lupte. Domnul Adrian, microfonul. O altă maladie a secolului actual, după cancer și bolile
cardiovascular, se zice că ar fi depresie. Deci aici m-ar interesa, cum a zis o antevorbitoare, ce rezultate există în acest sens. Și o altă întrebare în legătură cu aceasta, se potențează cumva efectele tratamentului alopat cu un tratament naturist sau homeopatic? Vă mulțumesc! Uneori se potențează, alteori se împiedică. Dar vă dau un exemplu. Avem sute de hipertensivi, în evidență, care își rezolvă hipertensiunea numai prin fitoterapie. Avem și un număr de hipertensivi care nu răspund total la fitoterapie, dar răspund dacă la fitoterapie se adaugă jumătate sau un sfert din doza de medicamente. Ceea ce tot este un mare avantaj. În loc să treacă prin ficatul lui 10-20 de mii de pastile într-o viață, cred că mai e în jumătate sau un sfert. Sau avem bolnavi la care tratamentul de fond este fitoterapie și de când în când, când se enervează, când muncesc mult, dau o călătorie grea, mai saltă cu 2-3 cm și atunci iau o pastilă în ziua. Tratamente mai dure, alopate, cum ar fi ciclostaticele sau anti-inflamatoare, imunomodulatoare, unde nu, nu prea merg împreună. Da, programul de consultanță, nu știu, acolo? Sunt în fiecare zi, mai bine. Ce părere aveți despre vaccinuri? Reacțiile adverse Reacțiile adverse depășesc efectele terapeutice? Sau toți este duc la autism sau la alergii, la alte... În medicină nu se poate judeca așa. Reacțiile adverse depășesc efectele terapeutice. Pentru că omul este unic. Pe o mămică, pe care am avut copilul cu o face. Nu interesează dacă la alte mămici n-am urmă. Deci, nu putem judeca statistic în medicină. Tocmai pentru faptul că persoana umană este unică și nu ne raportăm așa la același și nici nu merge, pentru că de multe ori noi nu știm. Practic nu merge principiul acesta. Pentru că noi nu avem niște criterii biologice după care să spunem tu vei face reacția adversă, tu nu vei face. Nu s-a descoperit așa. Și cum putem să alegem dacă să facem sau nu vaccin? Cum? Vă asumați? Vă asumați. Vă asumați hotărârea Domnului. Sau îmi rugați pe Domnul, există o rugăciune, Doamne, învață-mă să fac voia ta. El acum ce vă spune, până a doua zi vă ce spune. Întotdeauna e în doamnă. Domnule doctor, schimbând puțin registrul discuției, fiindcă suntem la două săptămâni după referendum, ca unul care v-ați implicat, spuneți-ne, așa, ca doctor, ca medic, ce sunteți? Un diagnostic. Un diagnostic, mai ales în perspectiva duhovnicească asupra acestei probleme, asupra lucrurilor. Un diagnostic. De ce n-am ieșit la referendum? Ca să poată să facă biserica tratament. Cam așa. Așa. Sintetic, așa, oricât de dureros ar fi, cred că nivelul duhovnicesc al poporului român e foarte jos. Da. Suntem cu garda jos. Nu mă refer la oamenii aceștia care vin de urmează în fiecare sărbătoare la biserică. Am văzut că s-a dat vina pe politică, pe aia, pe aia, pe aia. Și alea s-a adevărat. Dar dacă oamenii mergeau la vot, aceia nu mai însemnau nimic pentru succesul. Însă și faptul că oamenii au crezut diferite zvonuri, dovedește că ei lipsește discernământul duhovnicesc.
care este una din marile religii creștine. Toată filocalia vorbește despre darul deosebirii Duhului. Eu așa văd lucrurile. E adevărat că politicienii, în majoritatea lor, au fost împotriva preferării. Chiar dacă păreau unii că sunt pentru. În realitate, împotriva majoritatea, în afară de aia câțiva care s-a dus personal să votez în da, în rest, la nivel de instituționalizare, de partide, de asta, au încercat să blocheze. Numai președintele țării a cred că aici cel mai mare rol a avut mass media. Un rol negativ. Un rol negativ. S-a dus în a doua zi țara președintele să voteze. Deci, și dacă s-a dus? Cât mai care? Cea mai vinovată a fost mass media, cu părerea mea. Referendumul tot s-a pierdut, era trebuie și din cauza lui. Pentru că am avut un an și ceva. Mâna lui. Pe toate canalele s-a prezentat ideea că acest referendum este împotriva normalității, cam așa ceva. Deci, pe toate canalele mass media s-a prindat ideea că este anormal acest referendum. Anormal? Da. Nu pe toate. Da, și câte n-am văzut eu pe internet. Prezența președintelui cu întârziere la vot a fost cel mai important pentru populație. Da. A dat dovadă de lipsă de nivel. Dar așa de tare, de toată inima. A blocat referendumul cu un al lui ținerea referendumului. Un an jumate dacă nu s-a putea constituționa lucrurile. Ce, putea să rămână deloc? Dacă stimula poporul ca să meargă la referendum. Sau măcar dacă nu purca. Sau măcar dacă nu purca. Perioada aceasta de stimulare a fost foarte scurtă. A fost 2 săptămâni. Trebuia să fie o lună, de exemplu. Și eu am vorbit cu multă lume care nici n-avea habar ce se votează. Da. Dumneavoastră sunteți un om, da, sunteți un om în a doua jumătate, ca și mine, în a treia oară. De când știți dumneavoastră că o căsătorie unui sex este rea? Trebuia să știți de 2 săptămâni? Știți de când erați mică. Că aia e rușine, aia e rușine, aia e rău, aia e rău. Cum contează aceste 2 săptămâni? Formularea întrebării în sine însăși nu a fost corectă. De asta lumea a fost politică. Haideți să nu deviem rezoluția. Să nu deviem. Exact. Nu mai putem, nu se aude acolo. Cum să luptăm? Dați-ne pronosticul situației. Cum să luptăm? Cum să luptăm? Păi, cred că dacă episcopiile, în anul 90, a înființat câte 10 școli creștine. Nu mai vorbiți în biserică, vă rugăm. Dacă ascultați, ascultați, dacă nu, nu deranjați. A fi făcut 10 școli creștine în fiecare județ. Copiii care aveau atunci 6 ani, ar fi avut acum 35 sau 30, 35. Și ar fi știut să voteze. Dar școală creștină autentică, nu doar adică faptul că ne-am luptat atâta pentru ora de religie, credeți că n-a fost suficient. Credeți că este acesta un bun prilej de resetarea noastră, un moment zero de restartarea noastră? Foarte bine. Din perspectivă duhovnicească, ne concentrăm pe noi, nu pe alții. Pe noi. Ce am făcut sau ce n-am făcut noi. Și ce trebuie să facem sau ce nu trebuie să facem noi. A fost un preot în Dumnezeu Ilfo, care lui mai temperamentos, așa mai exaltat, și a adunat pe oameni în biserică și a zis nu homosexuale. S-au dus și s-au pus tampii la pământ. Cum a spus? N-am înțeles. A spus că un preot, n-ai înțeles. Dacă mai sunt întrebări, mă rog. Domnule Dursu, mă iertați. Vreau să vă întreb în ce măsură substanțele chimice din alimente, din alte surse, pot să afecteze discernământul, voința, credința? E o întrebare grea asta.
Am auzit pe vremea comuniștilor că a început Ceaușescu, chiar mai multe cădere, să facă niște cantine de 5.000 de porți odată. Era un proiect început, dar n-am mai apucat să-l fac. Da. E acolo vorbeau colegii între noi pe la urgență, că noi vedeam cazuri mai multe, mai diferite, așa, decât alți colegi, că acolo urmau să pună niște substanțe pentru adormirea reactivității oamenilor, să-i țină mai la pământ, cu gândire, cu reacția, cu reacția. Reacția e tot. Da. Nu trebuie să fie un popor războinic ca să reușească ceva. Trebuie doar să fie unit. Unit și ferm. Când trebuie. Când trebuie. Și unde trebuie. Odată, probabil că am auzit că s-a mai organizat un referendum cu Mădurii Maricuza. Deci, înseamnă că al doilea a venit la 100 și ceva de ani. Deci odată la 100 de ani. Ești cam mult acolo, dacă la asta depinde viitorul legilor morale, viitorul copiilor tăi. Era mare lucru să treacă drumul, să treacă ăla. Concentrați-vă aici, lăsați-mi întrebați. Mă iertați. Duhovnicește, înțeleg că
din ce am citit, înțeleg că depresia este îndepărtare de Dumnezeu. Lipsa iubirii începe moartea sufletului, suntem din cadavre. Ce părere aveți? Care sunt cauzele? Da. În conceptul de medicină creștină, depresia se cheamă deznădejde și este un păcat. În medicină, deznădejdea se cheamă depresie și este o boală. Cauza principală a bolii, a mecanismului de fapt de modernie, este pierderea încrederii în Dumnezeu. Și atunci omul nu mai are pe ce să se sprijine. Este în principal o boală a pierderii credinței. Și depresiile grave sunt mai greu de vindecat. Le trebuie o medicație dură, pentru că au tentative de sinucidere și nu se știe când reușește o tentativă de sinucidere. Un an am lucrat la spitalul de urgență numai la tentative de sinucidere. După aia tine nu au venit acolo. Și mulți din ei, după ce săvârșeau tentativa, ziceau, nu vreau să mă scap. Și de aceea, e o boală frecventă, astăzi se foarte multă lume nu-și mai întemeiază lucrarea lor și pe Domnul. Se poate trata și psihologic, se poate trata și spiritual, se poate trata și cu medicamente, mai greu, medicamentele sunt greu tolerate, scadă randamentul intelectual, așa. Da, e o boală secundară. Asta este medicinația. Pentru că și lipsa de încredere în Hristos Domnul este tot o boală, da? Îmi place. Domnul Cujo, să vă întreb un lucru. Credeți că un psiholog poate trata o stare de depresie? Poate, total. Dar depinde de psiholog. Total. Herodotus Platon folosește, nu ce metode folosește în tratarea bolii respective, a depresiei. Eu am mai mult încredere în biserică decât într-un psiholog. Dumneavoastră ce ziceți? Da. M-a chemat de răcolitul Andrei, acum de răcolitul am o întâlnire cu preoții de spital. Preotul de spital trebuie să învețe lecția asta, asistării bolnavului. Sigur că una dintre acestea de acest fenomen se cheamă psihologia în textele Sfintei Scripturi, unde am analizat 3000 de versete cu temă psihologică, în afară de cele limitare care are o altă parte, tot cu 3000 de versete și are. Totodată menționați și pe Herodotus Platon. El a fost întrebat. Și el spune că psihologii contemporani au scos cei mai mulți oameni din biserică. Din cauza că sunt atei sau indiferenți religios, n-au să știți că la ora actuală la facultăți de psihologie din România nu învață nimic studenții despre religie și importanța ei în stările psihice. Chiar le interzice. Le spune că este etic să nu discuți cu bolnavul despre religia lui. Este exact pentru asta că am de vedere. Vezi, dumneavoastră, tocmai aici există bănuiala mea asupra psihologilor. Ei și întemeiază lucrarea mai mult pe mijloace, hai să zic, materiale, nu spirituale. Relația sau filozofice, nu. Psihologie, esența cuvântului, se referă la relația dintre un om și alt om. Iar asistența spirituală se referă la relația dintre om și Dumnezeu. Aia este să trebuie să ne psihologul creștin. Există câțiva psihologi creștini în București, foarte buni.
Dacă mai sunt întrebări, vă rog. Bună seara, profesor. Bună seara. Aici vorbindu-se despre... Nu, lăsați-mi. Anumite practici medicale care pot să fie credința în Dumnezeu. Fac o trecere mai abruptă așa, spre faptul că v-aș întreba la modul de credeți că aceste acte biometrice care conțin microchipuri și așa mai departe, pot slăbi credința în Dumnezeu? Asta n-am adică există o linie mai mică, ca să... cu înțelesul meu, există o linie de marcație, un fir roșu care să delimiteze până unde să mergem cu aceste acte biometrice ca să nu slăbim credința? Chiar aici... Știu că nu-i domeniul dumneavoastră, dar văd că toți... Arizona s-a exprimat pe tema asta. Și alți duhovnici care i-au consultat eu. Credința în Dumnezeu nu poate fi luată decât prin tăierea capului. Până în ultima clipă, dacă vrei să crezi, crezi. Alta e problema însă cu actele biometrice, care nu prea e cunoscută de lume. Acea tehnică numită RFID, prin care dacă aveai un pașaport sau un coletiv buzunar, unul de la 10 metri distanță putea să-ți schimbe identitatea, a fost propusă doar poporilor lui. Să rețineți. Profesorul Astărăstoare, șeful Colegiului Medicilor din România, în acea vreme s-a dus în America. Și grănicierul american, când i-a văzut pașaportul, l-a chemat pe colegul lui. Și a zis, vino să vezi un pașaport RFID despre care le-am învățat. Mai mult decât atât, un american, dacă vrea să-și facă un astfel de pașaport, nu avea voie, conform legea. Până la urmă, Curtea Europeană de Justiție a blocat această tehnică, aceste câteva pașapoarte care sunt făcute în România. Poftiți! Sara, aș dori să vă întreb care sunt efectele secundare ale tratamentului antidepresiv pe termen lung? Care? Efectele secundare ale tratamentului antidepresiv pe termen lung. Luat cu o perioadă mai îndelungată. Da. Ce modificări apar în organismul? Pentru că ficatul este un organ care metabolizează tot ce intră în corpul uman și nichiul este un organ care excretă toate deșeurile metabolice din corpul uman. Aceste două organe sunt afectate prin hepatită cronică sau glomerulonefrită sau nefrită cronică. Mai poate să apară și ulcere pentru că pastila cade pe stomac. Majoritatea medicamentelor antidepresive sunt pe cale orală. Mai poate să apară și alergii, mai poate să apară și o scădere a randamentului intelectual. Dar, în mod paradoxal, că nu vreau să criticăm medicina oficială prea mult, dacă uitați în prospectele lor la reacția adverse, de exemplu, la există un medicament antidepresiv, și la indicații scrie, se indică în depresie. Și la reacția adversă, zice, tentativă de sinucidere prin depresie. Cred că la majoritatea este specificat. Mă rog. Despre apă, ce ne puteți spune? Despre apa îmbuteliată. O consumăm sau? Apa îmbuteliată. Vă duceți la mâini, ne duceți, o luați pe sursă, în uniform, permanentul este o luptă foarte mare pe tema. În studii multe scrise, bătălind milioane de euro pe ea, în România există o apă foarte scumpă, românească. Mai scumpă decât ne-am imaginat. S-au adus regele miluri sau nu știu ce mor de una țările arabe și l-a rugat pe patron să-i vândă putere. Eu n-am vrut. Dar l-a rugat să-i vândă izvorul.
dar dar avea să le dau. Și am primit. Aici, în România, este vreo 7.000 de 700. E o apă care spală un sărbătăt de apă și este la suprafață cu câteva miligrame, nanogram, puțin. Dar nu poate să fie puțin, că toți de mici au și ele de altele de tema. Se găsește această apă, mă. Se găsește această apă, nu peste tot, dar se cheamă anumite aura, așa cum s-a urmă. Da. Dar nu scrii 7.000. Întrebarea, poftiți. Dacă pe viitor se poate preveda la facultățile de medicină despre relația dintre medicină și știință. Dintre religie și știință. Nu cred că, în mod oficial, se va face o apropiere între știință și religie, între medicină și religie, așa cum îl cunoaște noi dacă voi dați în jur și rezultatul la referendum, vă spune chestia asta, că nu se merge în această direcție. Însă, deocamdată, suntem liberi să învățăm noi. Nu uitați, noi ținem la Fundația Sfânta Ignatia de două ori în anul, un curs, care se cheamă de două zile dimineața de seara, se cheamă Conceptul de Medicină Creștină. Și am anunțat un curs acum pe 3 noiembrie la Iași. S-au înscris 80. Ceea ce e un lucru și doctor și psiholog și preoți. Numai așa poate fi învățat. Cred eu, oficial, nu. Nu cred. Așa cum cunosc eu și portul didactic în facultate și vedem ce se întâmplă în lume. Și pentru creștinii și ortodoxie, trebuie să avem un instrument de lucru. Conceptul de medicină creștină e fundamental pe acum, și în Biblie, și în patristică, și în experiența mea bisericii, dar e nevoie să nu ne rătăcim. Am fost dată la un congres în sănătate și am stat la masă cu o arcipian, tot o crățișă. Și m-a întrebat ce credința mea. Creștin ortodox. Nu au zis. De unde? De România. Nu au zis. Parcă era iată planetă. Dar zic, hai să ne lămurim mai practic. Mă întreabă pe mine dacă tot un bolnav te rogi pentru el? Da. Păi cum te rogi? Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, vine că te rog în totul tău. Dar tu cum faci? După religia ta. Păi zice, ia, cine te poate? Nu te cauți. Nu, Doamne, lasă, o dă dracu sau nu? Da, și el. Era acolo o întrebare. În spate, domnule. Niște ani de zile în urmă v-am întrebat dacă știți să există vreun lac contra diabetului de tip 1. Am văzut dacă cazuri de care în viața mea cu diabetul de tip 1 la copii, unde se vede și mai mult. Unul vindecat de Brem, directorul sanatoriului de la Filadelfia, de la Palmich, care este un sanatoriu care se cheamă Institutul Hipocrates, profilat de tratamente alternative. Și două le-am văzut în România cu niște copii care au mâncat vreo 6 luni exclusiv vegan și crud. Exagerat, așa, din punctul meu de vedere, cam dură, dar au reușit și au scăpat de diabet, insulină de diabet.
Nu prea pot să țin așa. Altă întrebare? Poftiți. Vreau să știu dacă sunt niște cursuri prin care putem să învățăm și noi să citim etichetele. Deci ce conțin etichetele produselor? Efectiv. Da. Deci asta. Nu sunt cursuri, dar se mai pregătă la... sunt școli de dietoterapie, mai sunt de lucruri ca la medici, dar, din fericire, toate aceste școli sunt axate pe o dietă naturală. Asta am vorbit cu o doctoriță rezidentă în bolii metabolice și de nutriție și i-am pus o singură întrebare, cred că anul 4. Vorbesc cu profesorii de ultima sa cândea și nu, de ce se poate așa? Deci, a rămas medicina oficială așa, săraca, și de vremea lui Mincu, care ne-a înaltat la facultatea, a aruncat contact cu la profesorii, se înțină o teorie cât de bune și din așa. Aș vrea să revin totuși la apă. Ce ne până sfătui... să-și cumpere casă la Bucești. Da, până... Ce ne sfătui să consumăm în continuare apă buteliată sau de la apa de la cuvetă cu, cum se spune mai nou, cu lămâie și bicarbonat? Sau doar cu lămâie? Că sunt tot felul de discuții pe tema asta și aș vrea să știu. Dacă... Nu înțeleg ce ar putea face lămâie. Și eu vreau să știu lucrul ăsta, că tot aud și tot citesc. De cât că vei și lămâie. Deci nu are nicio... Și bicarbonat. Dacă vă lipsește bicarbonatul, e foarte mult, dar altfel nu înțeleg. Deci nu are nicio... Și cuțurile? A venit o dată să o doamnă cu pacientul la mine, mă luptam cu sare la... Și zice, domnul doctor, de ce te luci la care e curiosul ăsta? Ne dă ceva pus în sare, nu i-a pus da. Apa filtrată. Doamne, stați acasă sau la e mai greu, trebuie să apă în telea de la sigla. Dar apa filtrată, că sunt acum filtrele acestea instalate, montate la... Nu cred că reușesc să depărteze totul ordinat. Nu cred. Dar fiar. Să lau de ei un filtru așa, că depărtează totul ordinat. Nu, 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 am mai chiar că e doar o moartă, nu e destructurat total. Aici doar că un neam la noi se vândă un dispozitiv, un tub, care avea înăuntru niște șicane. Și asta era tot secretul lui și a făcut experiențe pe lană, în dezlotul de grâu de porumb, care a demonstrat cum crezi mai bine plantele, dacă apa trece prin șicanele astea. Și mi-a spus că s-a inspirat în natură, că din prieteni în natură nu curge apa pentru de lungă de 10 km, fir întins așa, fără să se robească de ceva. Mai sunt întrebări? Te rog. Domnul doctor, în Franța, recent, mai mulți copii născuți de curând s-au născut fără extremități, fără membre. Autoritățile au studiat casă și au observat că toți erau mamele lucrurilor în câmpuri de agricole. Și o zonă diferită de Franța, nu așa așa. Și și-au dat seama că din cauza pesticidelor da. Se întâmplă. Credeți că la noi, unde, de știu, am fost în Franța și de acum câțiva ani, în ce privește dozajul de pesticide din agricultură, cum afectează pesticidele natura, chiar și fauna? Păi, niște măsuri. Mai sunt câteva aici, în biserică, dar e de-a guvernă. E de-a guvernă aici. Domnul Cioruș, a fost atunci în perioada aia, când deci, în 87, eu am scris o carte, primul tratat de terapii naturiste care a apărut la noi, centralizată, fită, pe homeo, pe dietă, pe dietă. Și era domnul Papa Costea, un mare specialist în pedologie. Și l-am luat și vreau să scrie un capitol despre agricultura bio, care nu știa
știa nimeni nimic despre acest vânt. Și el, cam poet așa, zice, așa și-a început capitolul. Omul, într-o fiară nemărginită, dorește să scurgă cât mai multe roade cu mâna. Poințe critice, dorința de tot mai mult, dacă nu știu, 7.000 de kg la hectare, 8.000 de kg. Și mă cheamă redactorul șef, mai cultură și zice, unde nu te publica carte. Și îmi pune ziarul Scânteia la masă. Și ea citește ce scrie. Și a zis, mă așa, ce el. Am făcut o vizită la și Ceaușescu zicea așa, să smulgem cât mai multe roade de lume. Dincolo, cum am spus, era omul într-o fiară de mărginită. Și acum spune că cine e omul. Și s-o publicăm cum dacă atunci o referat la Ministerul de Publică, e în regulă. Și scoți paragraf. Dacă te mai întrebam la cine e omul. Directorul ăsta, ce mai bine se mi-a și la a venit la el un american să cumpere brânză. I-a dat un bucată de brânză din munții Carpați, zona neolectrizată, pură, s-a dus la Viena, i-a făcut analiză și a venit la mână și a zis, nu cumpăr pe mâncare insecticii de organul clorat de lemn. Pe românește, insecticii de organul clorat este DDT. El s-a dus în munții Carpați, în comuna respectivă. A cercetat actele primării și a văzut că pășunea fusese stropită o singură dată în urmă, 20 de ani, cu determinator. Deci s-au schimbat 20 de generații de graminerie de iarbă și două generații de vaci. Și încă era cultura bio asta face, fără insecticide. Despre soia și produsele din soia, atenție că soia este primul aliment intrat în Europa și în lume, modificat genetic. În Europa intră în fiecare an 25 de milioane de tone de soia modificată genetic. Asta e cea mai mare atenție. Pentru că e producție mare, da, încheiem. Da. Mulțumindu-i domnul doctor, mulțumindu-i Dumnezeu, mulțumindu-vă dumneavoastră, părinților de aici, pentru parom, pentru găzduire, mulțumindu-i